Noi suntem echipa Sadmera și vă vom prezenta astăzi proiectul la care am lucrat de-a lungul programului Opening Opportunities. Acestea sunt punctele pe care le vom urmări în prezentarea noastră. Misiunea noastră, echipa, vă vom prezenta demo-ul jocului și la final feedback-ul primit de la utilizatori. Cu toții ne amintim de jocurile copilăriei, jocurile care au existat înainte de huge boom-ul tehnologic. Acele jocuri, cum ar fi tic-tac-tău sau spânzurătoarea pe care toți le-am jucat când eram mici. Una dintre oportunitățile pe care ni le-a oferit acest program a fost să învățăm un limbaj nou de programare, și anume C-Sharp, și să lucrăm cu alte aplicații, Photoshop, Unity, Blender și Visual Studio. Dar, de asemenea, lucrul în echipă ne-a învățat foarte mult și ne va ajuta foarte mult în dezvoltarea noastră de mai târziu. Echipa. Suntem 6 tineri pasionați de informatică și tehnologie, cu viziuni foarte entuziaste și mai avem și mentora noastră, Alexandra, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit de la început până la final și ne-a suportat cu toate problemele noastre. Proiectul concentră o platformă ce conține 5 jocuri, ping-pong, hangman, tic-tac-toe, rescue maze și jump-up. Acum o să vă prezentăm un demo pentru fiecare joculeț. Ping-pong reprezintă versiunea 3D a jocului clasic. Hangman reprezintă virtualizarea jocului de pe hârtie, ce conține o listă de 3000 de cuvinte, iar cadavrul este virtualizat. Tic-tac-toe este jocul la care ne-am gândit cel mai mult cum să-l transpunem într-o variantă 3D și spunem noi că am realizat-o destul de bine, jocul fiind acum o variantă challenging și captivantă. Red Cube Maze conține 3 nivele. La fiecare nivel trebuie să colectezi toate cheițele pentru a debloca drumurile din labirint și pentru a trece la nivelul următor. Iar la final, Jump Up ține foarte mult de atenția distributivă și de rapiditatea în gândire, constând în apăsarea 2 taste pentru a selecta o pătrățică sau două de salt, iar la final avem un sistem bine definit de high score-uri. Audiența. Platforma noastră este adresată tuturor vârstelor. Am creat această platformă cu scopul de a trezi nostalgie și de a-l face pe jucător să redescopere jocurile retro arcade. Cum a început totul? Eram în ora de informatică la școală, atunci când am văzut programul Opening Opportunities și ni s-a părut o oportunitate pentru niște elevi de clasa 11 de a învăța și alte limbaje de programare în afară de C++ de la școală. Inițial am lucrat în Visual Studio pentru prima dată și am format Sadmera versiunea 2D. După ce am terminat versiunea 2D și am trimis-o în primul stadiu al programului, ne-am gândit ce trebuie să facem ca să facem proiectul și mai atractiv, fără a pierde clasicismul jocului. Așa că singura variantă a fost să transpunem într-o variantă 3D folosind Unity. Trecerea de la 2D la 3D a fost singura îmbunătățire pe care o puteam face fără a pierde ideea de bază a jocurilor. De asemenea, impactul a fost mult mai mare și feedback-ul nu a întârziat să apară. Din punctul nostru de vedere, acesta este doar începutul și cu siguranță acest proiect ne-a ajutat foarte mult să ne lărgim orizonturile în privința ceea ce vom face în viitor. Mulțumim!